paradă spectaculoasă în drobeta Turnu Severin, timp de câteva ore, 16 mașini de epocă au făcut senzație în centrul orașului. Proprietarii acestor au venit din întreaga țară pentru a lua parte la defilare. Această bijuterie pe patru roți este un model Morgan, fabricat în anul 1998. Este special pentru că în lume au fost făcute doar 10 bucăți. De mic copil mi-au plăcut Morganurile și când am avut bani de așa ceva, am comandat o mașină. Asta a fost în 91. Și a trebuit să dau un avans și am primit-o în 98. Nu prea merg cu ea, sincer, că nu pot să mergi nicăieri, e foarte joasă, are 9000 de kilometri din 98 încoace. La fel ca acest automobil, alte 15 mașini de epocă, unele vechi de aproape 100 de ani, și-au pornit motoarele, iar vizitatorii au avut ocazia timp de câteva ore să le admire de aproape. Mi-am dorit-o de mic, da, și în final am reușit, după mulți ani, să o achiziționez. Din Olanda am cumpărat mașina. Ea a fost adusă din America, a fost mașină de piață în timpul războiului. Proprietarul n-a vrut să se despartă de ea și a ținut-o ascunsă, a ținut-o acolo în speranța că va avea posibilitatea vreodată să o recondiționeze. Am recondiționat-o, am făcut-o să funcționeze într-o proporție de 80% originală. Foarte frumoasă, e superbă, e ceva, e bijuterie. Aș spune că sunt pasionată, dar îmi plac. Cui nu i-ar plăcea? Drăguță. Dar Morganul acesta este o mașină incredibilă, sincer. Deosebită. Și sunetul este fantastic. Evenimentul se înscrie în șirul de activități dedicate centenarului Liceului de Transporturi Auto din Drobeta, Turnu Severin.